vine Enache și... Mama mia! Alexandra Marisia Enache, fără emoții la 1.55. LPS Cetate Deva, clubul la care este legitimată cea pe care o vedem acum în prim plan. Necoară se pregătiv școlar Unirea Iași din Iași. Între timp vedem o altă sportivă, sărind și ea la 1.55. Sportivă născută în 2004, Vermanie, așa. Tenta delegației României. Ștafeta masculină de 4x400, Fandli și Toma și Maria Mihalache la SM Craiova. Înțime, e ora 14:30 de minute, într-adevăr, cu reluarea colegilor. În vreme ce la băieți a rămas doar Chiriacescu la 1:60. De, în cele din urmă cade bara. Eu și Călin. Din prima la cea de-a doua sa încălzire. Probabil că ușor-ușor sita va cerne. Noi vedem și reluare. Toate sunt reușite. Competiția fetelor și a băieți n-a lipsit mult să treacă Chiriacescu peste această înălțime de 1.75. A avut o intrare, să zicem, ezitantă în concurs. Până atunci însă, Iancu e doar prima ei încercare. Unirea încearcă și ea la 1.60. Spuneam importante și performanțele obținute. Abia acum anticipasem cumva, reușești. Ne pregătim să-l urmărim pe Iordache, numărul 26 de concurs, Marian Cosmin Iordache de la CS Olimpia. Colegiul Național Mihai Eminescu din Oradea, fără probleme la 1.75. Acum, pentru fete, nici de data aceasta nu reușește la Mardar, am vrea și rămâne în continuare Coșerariu, care vedeți acum în imagine. Este Bianca Ioana Aurora Coșerariu, în spatele ei Verman, 1.65. Rămâne de văzut dacă fetele vor continua. Între timp apar și băieții în pregătirea lui ăsta accesibil. Coșerariu acum la 1.65 sare și rămâne în concurs. Ea este Ramona Elena Verman, 328, de asemenea 1.65. Nu reușește, din păcate pentru ea. Ne-am probe care se desfășoară în același timp. O vedem acum pe Enache. Un elan foarte mare, cel mai mare din concurs, trece din prima încercare la 1.65. Mare la cluburile din... Sare la 1.65.